Salut! Sezonul de toamnă debutează începând cu luna noiembrie, iar în această perioadă este foarte bine să facem tăierile la trandafiri. În felul acesta regenerăm planta care în primăvară va genera noi creșteri, creștere tinere și viguroase care vor produce flori frumoase. Din ramurile pe care le-am tăiat putem extrage niște butași cu lungime de 30-35 de centimetri și grosime aproximativă de a grosimea unui creion. Vom folosi mai butași care s-au lemnificat, nu și butași foarte cruzi, cum sunt aceștia de culoare rozaleie, movaceea. Aceștia sunt foarte tineri și nu vor forma rădăcini. Pe când ceilalți sunt foarte buni, îi tăiem sub un nod și îi punem în pământ. Atenție să nu-i punem cu capul în jos, adică să păstrăm sensul de creștere. Eu am format o groapă simplă cu de adâncimea unei cazmale, iar în această groapă așez unul câte unul acești butași pe care i-am făcut, lăsând la suprafață doar un singur mugure, deci să zicem o secțiune de 5 cm. Restul îi așez unul câte unul, simplu, fără niciun fel de pretenție, în această groapă. Această groapă, după ce așezăm toți butașii pe care i-am pregătit, o umplem cu pământ simplu, pământ de grădină. Nu folosim bălegar în această fază, pentru că bălegarul poate produce arsuri la aceste plante puse la înrădăcinat. Aici vor rămâne în pământ până anul viitor, până în toamna anului viitor, când vom scoate plantele care au produs rădăcini, care s-au prins. Nu îi scoatem în primăvară pentru că este mult prea devreme. Dacă iarna este prea geroasă, deasupra am să le pun și o folie care să-i protejeze împotriva înghețului. Dar deocamdată nu, pentru că vremea este încă destul de caldă. Temperaturile diurne sunt de peste 15-17 grade. Foarte simplă operațiunea și cu o prindere foarte bună. 70-80% din acești butași se vor prinde. Obligatoriu, după ce i-am pus în pământ, hidratăm foarte bine această groapă de plantare cu minim 10 litri de apă. Aceasta este operațiunea de mulțire a trandafirilor prin butași în sezonul de toamnă. Procedați și voi acum la fel și veți avea în primăvară noi plante. Sănătate multă și aveți grijă de voi!